clară, Grigore Vasile Udilic, Primăria Municipiului Fericeni și Consiliul Local este partener și propun spre aprobarea acest proiect de hotărâre pe care să avem și legal calitate de partener și alocarea sumei a 20.000 de lei pentru activitățile specifice, bani pe care vor trebui să-i deponteze cu documente justificative. Intervenții? Din cunoștințele mele, Asociația Politicii Culturală a făcut și 5 veneri. 5 veneri care încălțesc și sigla municipiului de Fărăcie, bine, care cred că ar fi oportun să ne angajăm în municipiul Fărăcie. Rugămintea ar fi să, ca primăria, să asigure de suportul logistic prin utilatul care avem în dotare pentru atribus aceste locații pe care le vor da, am avut discuția dimineața cu organizatorii și am asigurat dintre suportul nostru pentru montarea acestor teme. Deci, e rezolvat. Da, până așa, vă rog, ca și anul trecut am intervenit și față trimitere la sumă. Mi se pare totuși că această activitate este foarte importantă. Are implicat în fapt dar și internațional. Vin personal presimat și vin 150 de oameni la această activitate. S-au găsit pentru zilele Fărăcienului suficient bani, cu 1,5 miliarde. S-au dat de lucru pe noi, la o sumă măcar de 300 de lei. Unde ați spus suma asta din acum? N-are nicio legătură cu realitatea. Ce ne-ați inventat suma asta? N-am inventat-o, deci am reținut că am... Ați reținut rău. Unde ați spus suma asta? Chiar am spus într-o ședință anterioară, am întrebat și am rugat pe domnul primar să spună ce bani a cheltuit Consiliul Local pentru organizarea zilele atunci. Și a spus declarat, nu s-a cheltuit niciun bani. În varianta în care se poate, se poate asigura pentru această activitate măcar suma de 30.000 de lei? Având în vedere, faptul că activitatea de cazare și hrană trebuie plătită. Liceului e... Corect. Da? În condiții de asta, cred că ori liceul, colegiul, ar putea să coboare prețurile sau să-i ajutăm să-i sprijinim cum s-au sprijinat în anii trecuți, dacă mai țineți pentru domnul primar, dacă nu, să încercăm să-i asigurăm o sumă de 10.000 de lei în plus. Asta este propunerea pe care am făcut-o în urma studierii bugetului pe care l-avem la dispoziție și în urma cheltuielor. În parte, este destul de important. Suma de 200 de milioane nu ne spare deloc mică, ca să fie o foarte simplă. Având în vedere că vor plăti toate dările la Policiu că provine asumit. Normal să plătească tot ceea ce consumă. Nu, bugetul Policiu Vasile Dovinescu... Asta este propunerea mea. Așa, într-o v-am rugat să găsiți o variantă. A stat aceiași bani la festivalul de folk care făcea Iorență. Cred că nu este o suficientă, dar Policiu Vasile vor putea acum să-mi spune toată. Mai sunt cealaltă intervenții? Dacă nu, să trecem la vot.